Bună ziua tuturor! Îi mulțumesc înainte de toate Andrei Răsuceanu că m-a invitat. Îi mulțumesc și că mi-a pus eticheta de critic literar. Dar tocmai aici e linia echilibristică pe care vreau eu să o fac acum. Eu nu sunt critic literar. M-a așteptat nici să zic că îmi displace, să nu se spun așa. Dar eu nu sunt, eu nu practic, spre deosebire de Tania Radu, care e practică, serios și competentă meseria asta, eu scriu din când în când despre o carte pentru că mi-a plăcut. Asta mi asigură libertatea de a citi, mă refer la literatura actuală, că altfel lecturile mele profesionale sunt altceva. Asta mă oferă avantajul să citesc ce vreau, când vreau, dacă vreau, și să citesc cu oarecare ingenuitate. Nu pentru că trebuie să scriu o cronică, nu trebuie pentru că așteaptă cineva de la mine un punct de vedere. Așa că eu o să vă livrez acum cu îngăduința dumneavoastră și a autorilor și a colegilor câteva impresii de cititor. Am citit cu mare pasiune și cu mare interes aceste cărți, permițându-mi, cum ziceam, o mică ingenuitate și lăsându-mă scufundat în ceea ce în lumile pe care le creează încet, încet. Cartea Laurei Treia începe înșelător. Începe cu un episod între un el și o ea. Ea a rămas însărcinată, nu se înțeleg asupra acestei chestiuni. Asta mi se spune de la început. Și atunci m-am gândit că va urma o dramă, o problemă de genul ăsta, analize, intimism, știu eu, ideologie, dispută și altele. Ei bine, nu. Apare foarte curând după aceea, după ceea ce descria Tania Adinaur apropo de originile dintr-o comunitate rurală, apare un episod un pic straniu despre Institutul de Geriatrie Ana Aman, care fusese vândut unui german fugit din România în urmă cu câteva decenii. Se schimbă situația, zic, las că știm noi, înțelegem și noi simbolurile astea. Ei bine, nici asta nu. Lucrurile se complică și mai mult și o iau cu tot o altă direcție, dar de aici încolo chiar nu vă mai spun. Vă las plăcerea să descoperiți. Apare acest neamț misterios, straniu, care combină lumi diferite, care are proiecte, nu știu cum să le zic, științifico, metafizico, tehnologice, și în care intră acest cuplu, Amalia și Andrei. De aici încolo încep cărțile. M-a impresionat foarte tare exact această mobilitate și această mică, acest, nu știu, trompe-l'œil, se zice în pictură, la literatură, nu știu cum se zice, acest mod de a mă lua, de a mă duce în aceste lumi până mă scufundă cu totul în tot ceea ce urmează și care e foarte intens, ca trăire interioară, ca descriere, ca, nu știu cum să spun, paralelism uneori sau confruntare alteori între lumi diferite și între cărțile pe care personajele și le desenează în interior. Romanul lui Sebastian Sif, Câinele Iubirii, e de cu totul altă factură. E o dramă a unei familii peste care se suprapun evenimentele istoriei celei mari, să zic așa, care de fapt nici n-a fost atât de mare, pentru că e vorba de perioada comunistă, când până și istoria mare era mică și meschină, dacă pot să-mi permit astfel. Și tocmai de aici pleacă multe dintre problemele, temele dramatice ale acestei vieți de familie. Sebastian Sif scrie extrem de matur, mi se pare, și de combinat. Și el are mici înșelătorii stilistice, are fragmente de descrieri minuțioase ale gesturilor, ale atmosferei din casă, are o desăvârșită, aș spune, empatie pentru detaliu, pentru detaliu cotidian. Îl culege și dă o semnificație absolut surprinzătoare uneori, dar în același timp, pe parcurs, are momente de umor uneori negru, alteori un pic trist,
are, introduce marea istorie, cum spuneam, într-un mod surprinzător și se întoarce foarte rapid și inteligent la drama de familie, apare de pildă și secvența din 1989, de la răsturnarea lui Ceaușescu, cu Mircea Binescu la televizor, spunând victorie, victorie, victorie. Să vedeți cât de firesc și de abil integrează povestea asta pe care a avut-o toată țara în povestea care își urmează firul și care e povestea familiei și a dramelor petrecute la acest nivel. Încă două vorbe aș vrea să mai spun. Sigur, și mie îmi pare bine că cu banii pasară asemenea colecție. Aș adăuga la ce a spus Tania încă un argument. Senzația mea este că, bun, o iau de la niște date. Viața editorială românească e dominată de traducere. Se traduce foarte mult, ceea ce e foarte bine. Până în 89 nu visam să avem cărți pe masă, cărțile pe care le avem acum, traduse din toate limbile române. E bine că se traduce foarte mult, dar pe de altă parte, am senzația că în public, în general, în societate, autorii români, scriitorii români, nu se bucură de atenția pe care o merită. Nu toți, nu prea mulți. Avem foarte mulți scriitori, buni, mai tineri, mai în vârstă, în diverse genuri, de diverse facturi, care nu au prezența publică sau succesul sau atenția pe care ar merita-o. Și din acest motiv mi se pare că această colecție e un lucru foarte bun și recomand tuturor și oricui să citească autorii noștri, nu spun din naționalism prostesc, doamne ferește, ci pentru că, cum să spun, ne simțim mult mai aproape de ceea ce spun ei, avem o altă înțelegere a lumii atunci când le citim.